Înainte de depunerea contestațiilor în județul Iași, s-au obținut la bacalaureat 12 medii de 10. 7 dintre acestea au fost obținute de elevi ai Colegiului Național, 2 de la Colegiul Emil Racoviță, o medie de 10 de la Colegiul Costache Negruții, o medie la Liceul de Informatică Grigore Moisil și o medie de 10 de la Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu din Podul Iloaiei. Singura medie de 10 din afara Iașului a fost obținută de Mihaela Coroabă, o elevă cu 10 la limba și literatura română, 10 la matematică și 10 la geografie. Aceasta își dorește o carieră în medicină.